Băi, salut! Știți cu toții că anul 2022 a fost un an super productiv pentru piața anime. Foarte multe animeuri continuate sau nou apărute care au cucerit acest an. Dar la ce nu se așteaptă multă lume este anul 2023, care va aduce multe reveniri, multe animeuri noi, dar vreau să ne axăm pe reveniri în clipul de astăzi. Haideți să vedem subiectul clipului de astăzi. Tokyo Revengers. Un anime destul de controversat, ținând cont că multora le-a plăcut, dar și mai multor persoane nu le-a plăcut. Nu știu din ce cauză. Acum e timpul să discutăm despre ce se va întâmpla în sezonul 2 Tokyo Revengers. Făcând o scurtă revenire la sezonul 1, sezonul 1 Tokyo Revengers se încheie cu scena aceea care ne lasă în suspans cu Takemichi și Chifuyu care ar fi împușcați de Kisaki Teta. Și de acolo, blank. Exact acolo s-a terminat sezonul. Din câte am aflat și eu, va cuprinde două idei principale. Știți? În primul sezon am cunoscut o parte din gangurile delicvenților în jurul cărora s-a învârtit și acțiunea, cum ar fi Toman, care este și principalul seriei, Moebius și Valhalla. Dar, de data asta vom cunoaște o brigadă de adolescenți nebuni care au corupt Tokyo Manji gangul viitorului, motiv pentru care s-a ajuns la scenele de final ale sezonului 1. Noul gang se numește The Black Dragons și este condus de un personaj cât se poate de interesant, Taiju Shiba. El servește pe postul celui de-al doilea antagonist al arcului Black Dragons sau Christmas Showdown Arc alături de Kisaki Teta. Și vă puteți imagina că și Takemichi are un cuvânt de spus, doar că vă las pe voi să descoperiți odată cu apariția noului sezon. Discutăm puțin despre Christmas Showdown Arc și trecând la cea mai cunoscută parte de până acum a sezonului 2. Am uitat totuși să menționez că Taiju Shiba are și un frate, bine, chiar doi, Yuzuha și Hakai Shiba. Ce este cel mai interesant? Faptul că Hakai face parte din Tokyo Manji Gang și în sfârșit, după ani de abuzuri și o copilărie distrusă, Hakai se hotărăște să nu mai fugă și să-l confrunte direct pe fratele său. Christmas Showdown Arc va ecraniza direct lupta frate versus frate, cu toate că Hakai ar fi vrut să ducă această bătălie singur. Takemichi și compania nu ar fi lăsat ca acest lucru să se întâmple vreodată, așa că ei se grăbesc să sară în ajutor înainte să fie prea târziu. În acest sezon sper și cred eu că se vor da la o parte toate vorbele spuse împotriva lui Takemichi. Știu, plânge aproape tot sezonul 1 și dă dovadă de masculinitate toxică, exprimându-și și urlându-și sentimentele cu fiecare ocazie. Dar, de data asta veți vedea o nouă față a lui Takemichi. Nu chiar cu mult, dar va avansa. Și o să facă declarația lui din primul sezon. Mikey-kun, ore wa Toman no toppu ni naritai desu. Să devină mult mai credibilă și plauzibilă. Acestea fiind spuse, haide să facem 70 de like-uri pentru episodul 2 din această serie cu reveniri de pe anul 2023. Nu uita să apăsați pe like, subscribe și să dați un comentariu, să intrați și pe TikTok fiindcă aveți linkul în descriere. Eu am fost Mikey, numai bine!